un secret bine păstrat și o mare nelegiuire. Nu știm câți oameni mor la terapie intensivă, din câți pacienți, câți sunt salvați și câți mor în România comparativ cu celelalte state. Iar marea nelegiuire este că acum, în timp ce secțiile ATI sunt luate literalmente cu asalt, devin insuficiente, iar personalul nu mai face față, tocmai acum Ministerul Sănătății a găsit de cuvință să taie o jumătate din banii rezervați secțiilor ATI. O fi fost ultima ispravă a lui Voiculescu sau e ceva mai recent?